Sâmbătă 25 iunie a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local Mihăiești și învestirea primarului ales pe 5 iunie în funcție. Având în vedere că majoritatea voturilor au mers tot la liberalul Bărzăgeanu Constantin, acesta a fost repus pe funcție pentru un nou mandat. Instanța validează alegerea domnului Bărzăgeanu Constantin cu domiciliul în Comuna Mihăiești, satul Culeta, județul Vâlcea, candidat din partea Partidului Național Liberal la alegerile locale din 5 iunie 2016 în funcția de primar al Comunei Mihăiești, județul Vâlcea, pentru un mandat de 4 ani de la data depunerii jurământului. După ce consilierii locale au depus jurământul de credință, a venit și rândul edilului să promită că va face tot ceea ce îi va sta în putință pentru binele localității. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Mihăiești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Doamne. A urmat apoi alegerea viceprimarului, în preferințele consilierilor locali, fiind liberalul Constantin Ciobanu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voturi pentru, este ales domnul viceprimar Ciobanu Constantin. 9 voturi pentru. Și el vrea să stea în nepoț acasă. Bă, și ce emoție a avut. Da. Mamă, ne-a ținut așa. Exact cum am avut și eu. 6-6, bă. Dar domn primar, tot nu v-am pupat că ați ieșit primar. Băine. Faceți-l acum. Pentru anul 2016, primarul Constantin Bărzăgeanu are în plan finalizarea lucrărilor de interes local, cât și modernizarea celor anterioare.